S-a vorbit despre lideri. Cred că România viitorului nu se mai poate construi cu lideri mesianici. Cred că mai mult ca oricând România are nevoie ca fiecare dintre noi să acceptăm și să provocăm această schimbare, dar în primul rând în noi. Am cerut în acești ultimi ani după Revoluție de foarte multe ori schimbare și am cerut unor lideri să-și asume și să facă această schimbare.